Bun. Ia spuneți, domnule, ce vă ocupați? Mecanica. Ce căutați mereu? Ce e îmbrăcați la verde acolo la Lumberjack? La fabrica de lemne? Îmi place să tăiați lemne, nu? De ce mereu se raportează în pușcături și oameni morți acolo? Nu, nu. Oameni. Mașini explodate. Ascult. Bun, o luăm invers. Dacă nu spui tot ce știi, s-ar putea să ai închisoare pe viață. Știi ce înseamnă închisoarea pe viață? Nu știi? Închisoarea pe viață, domne. Bun. Vreau să știu dacă umblați mai cu BMW-urile. Ce mașini mai aveți? Să zic, bă, eu umblu numai cu BMW, dar alți colegi de la muncă, mecanică, merg cu ori cu ăsta. Am înțeles. Câți membri sunteți? Câți membri sunteți? Bun. Îți sună ceva numele de Group Street? Îți sună ceva numele de Group Street cunoscut? E sigur? De ce la numărul de la matriculare de la BMW ai GRV? GRV? Da, da, da. G-ul de la Gabriel. GR și V. Da, da, da. Așa este. Să vă cred, nu? Dacă nu aveam informații despre voi, nu te mai credeam. Ia spune. Cu ce vă ocupați? Adevărul. Nu spui adevărul? Nu spui adevărul? Cu ce vă ocupați? Tot. Tot, complet. Dacă scuip tot, ai imunitate și pleci. Bun. Toți? Cine se ocupă? Cine se ocupă? Cine se ocupă cu traficul de organe? Am înțeles. Cum îl cheamă pe șeful vostru? Cum îl cheamă pe șeful vostru, am zis? Cum îl cheamă pe șeful vostru, am zis? Nu e adevărat, fals. Fals că-l știu, vreau să aud de la tine. Știu. Vreau să-l aud în gura ta. CNP-ul am zis. Trebuie să-l știi. E șeful tău. Da, e șeful meu, dar nu știu CNP-ul. Mă jur, dar puțin, nu trage, că după aia va urât. Mă rege, turbez. Ascult. Nu știu CNP-ul. Asta zic adevărul. Adevărul din inima mea. Asta trafică. Vreau mai multe informații atunci. Ce? Mai multe informații. De ce vindeți droguri și organe sus la fabrica de lemne? Păi, nu vindem droguri, dacă vreți, mă trec
Am zis, de ce vindeți? Nu bine, dar eu sunt reprezentant organizat. Vindeți înseamnă că voi, toată gruparea. Nu, eu nu vând. Ei nu vând, doar eu. Ba da. M-am lucrat pentru asta ca să fac bani. Banii, am înțeles. Până acum n-am făcut niciun bani. Numărul căscuței. Numărul căscuței, că am auzit eu ceva. Ce? Ești sigur? Este. Ești foarte sigur? Da, ce mai. M-am înțeles. Bun, s-a notat. Numele tău. Și mai cum? Cum? Numele șefului. Numele al câtorva colegi. Hai mă, gândește-te mai repede, mă! Stai că ți zic domnul Bari, după aia stai că tu mai zici, stai că mai zici. Și CNP-ul? Nu știu, asta chiar nu știu. Bă, cum n-ai, mă, cum să nu știi, mă? Nu știu, nu mă interesează de colegi. Nu te fac la nimeni. Da? Da. Bine, hai, continuă, te ascult. Băi, toată... Gândește-te că dacă îmi zici ce trebuie, ca fără închisoare de viață. Păi da. Și vezi că în închisoarea pe viață rămâi fără nimic. Gata, acolo rămâi. Nu te mai întorci în orașul ăsta. Păi după aia o să mă omoară ăștia. Cum te mai omoară? După ce scap, o să audă că... Nu o să audă nimic. Că îți fac certificat de protecție a martorului. Vei primi o căscuță unde dai alerta poliției. Dacă te atacă, venim imediat. Vei avea apărare din partea poliției dacă îmi zici toate informațiile. Nu mi-ai zis ce am vrut să aud. Ți-am zis, mă interesează șeful. Bun, unde aveți casa? Casa. La ăsta, la 809. Ești sigur că e acolo? Da. Sigur? Da. Bun. Hai după mine. Ăștia sunt morți? Salut, bă, băieți! Bă, dormiți? Ia uite, bă, vezi, iau și-o aici. Așa, ce faceți, bă, băieți? Bă, sunteți morți, bă? Nu, bă, ce ai de... Ce bară, familia mea! Tu ce faci? Am și-o nevoie să iau și-o de aici. A... Frumos așa. Ce dracu? Domnul, mă... Te aud. Așa, mă auziți? Te aud, dar prost. A ghise pe aici, că aici au vă mafioși de aia. Păi și eu n-am frică de ei, să mă omoare. Eu vreau să fac bani. Și nu la fel, ce să faceți? Auziți? Am luat din colindă 2 milioane. Unde? Unde pot să fac și-o bani? Aici. Așa, și atâta. Cum pot? Și minel. Și jaf cum pot să dau și eu? Nu, că nu ești mafio de la rău. Dacă ești mafio, mie mi-e frică, că nu sunt. Păi, dar eu vreau să-ți dau jaf. Mă, mi-e frică. Păi, da, fii atent.
Mi-a dat un băiat. Mi-a dat un băiat ăsta. Dar nu folosesc. Știi? Eu nu folosesc ăsta. Mamă! Tot mi-e frică. Fii atent. Dacă vrei, dacă vrei pistoale, acolo în oraș, în spate la benzinărie. Știi? Acolo. Acolo e un veț. În spate la benzinărie e un veceu. În orașul mare. Aoleu, vă că pipi pe el. Da, își, la la paletă? Da, la benzinărie, la veceu, e un băiat îmbrăcat în alb, care mereu, dacă îl suni, vă dau numărul de telefon, vă face rost de pistol. Și cât e un pistol? Da, și cât e un pistol, da. Pistolul este 1,5 milioane. Aoleu. Își dau numărul? Zic că telefonul ăla e mai în mașină. Ia dă numărul. Stai. Ce dracu? Hai că am luat Nokia, nu să iau telefonul meu, e mașină. Să-mi bag, pula, să-mi bag. Bă, auto mașină, auto mașină. Ce? Auto mașină, auto mașină. Unde? Pune ce? Ce? Da, da. Cine mai vine pe aici? Vin mafioți? Da. Pune-ți în făburtă. Burtă, bă! Făburtă. Ia uite că mi-e frică. Cum ai făcut așa? Cum ai făcut așa? Să te prefaci mort. Vreau să mă prefac mort. Mușchiu. Așa. Ia uite că pot. Mamă. Uvuliu. Fii atent. Și dacă vii mafioții ne mai omoară. Că te că suntem mulți. Wow. Păi și dacă mai trage noi și ne omoară? Atunci, bulangii! Atunci, abelim pula! Ce face? Mai sunt? Ce mai aud? Nu. O să mă ridic? Wow. Ce? Așa și mașinile vaște? Da. Ia-i, ia-i patroane! Jos de mașini în secunda asta! Poliția! Nu mișcă nimeni, jos de mașină! Pe burtă culcat! Stai pe loc, am zis! Ia-l! Stai pe loc, am zis că trag! Băi, ce faci acolo, mă? Bă, ce faci acolo, bă, am zis? Stai să luăm. Patron, patron. Gur. Vino după mine secunda asta. Vino după mine. Intră acolo. Domnul, zgați-vă că îmi dai zonul. Mă jur cu una pe inimă. Ok. Că-ți dau drumul și protecție din partea poliției. Îți dau căscuță. Și orice problemă ai, mă anunți și venim să te ajutăm. În caz de mafia, Grove Street vrea să te se răpească. Sau să te... bata. Ok, domnul. Bun, ascult. Locul casei. 910. 910, patroane? Mhm. Așa. Bun, deci este fix ce aveam și eu. Așa, mai departe. Ce mai aveți? Câte persoane sunteți? 7, nu? Nu, 6 acum. Acum, 6. 7, nu știu. 6. Între 6 și 7. Bun. Da. La mașină aveți grâvă. Bine? Bine. Se aude? Da. Deci am zis corect. Da. Costumația este verde și mașinile sunt verzi. Da. Vindeți arme? Nu, nu. Vindeți droguri? Nu. Și organe la fabrica de lemne? Eu afirmativ. Nu, da. Nu știu. Da. Ca, eu vorbesc da, în general ca și grupare. Da, da, da. Bun. Cum îl cheamă pe șeful vostru? Cum îl cheamă? Puf, cred că nu mai știu. Hopa, a dat numele! Puf ăla! A dat numele! Și ce CNP are? Asta chiar nu știu, asta acum timp chiar nu zic. Nu știu, trebuie să știi. 5 și ceva, nu mai știu, 5, 7. Gândește-te bine.
Gândește-te. Stai, nu știu primele două cifre, dar știu pe ultimele. Zile pe ultimele. 577 mi se pare, sau 1. 577? Nu, nu, nu. Da, ești sigur? E bine, da. Nu, stai, stai, nu, da, nu, da. 577 e bine? Hai să-mi aduc aminte, încerc, încerc. Da. Hai, adu-ți aminte. 5177? 5177, colegul verifică, vino coace, colegul verifică în MDT. Așa că... Nu, are trips, nu e... Așa că... Bara. Verifică în MDT. 5177 ți-a dat numele de la Collider. Mă duc. Nu, ți-a dat testerul. El s-a vrut să te tragă în țapă. Bă, tu ești sigur că ăsta e șeful? Că pe baza noastră de date n-apare că e șef. Nu știu fix. Apare că e ceva... Ceva pe acolo, pielea pulii. Dacă îmi dai voie să încep pe căscuța ID-ul lui, CNP-ul? 577, unde e ID-ul Collider? Să-ți zic sigur. Nu. 5177 e în baza noastră de date cu altă funcție. Atunci nu știu. Ceva de Collider. Da, testă. Știu Collider, până azi zis, până azi zis. Cum îl cheamă? Trips. Bun, Collider 5177. Ce scui pe copii? E la un lider, CNP-ul la lider, obligatoriu, altfel are tare. Aștept liderul. Nu știu, ai... Bă, te gândești mai repede, mă, că-ți bag una și ție și toată-i familie. Da, dacă n-ai voie la căscuță, ți zic instant. Fața la perete prima dată. N-am mai mai. Mă, uite ce ai pe tine imediat. Vezi că nu-i frumos, bă, dacă ți-a dat informații. Ai dat și cap. Nu-i frumos. Nu-i dat și cap, dar închisoare tot îi dau. De închisoare normală, dar nu-i mai dat și cap, dacă nu... Îmi țineți cuvântul de polițist. Păi da, nu, că oricum nu-i mai dădeam. Dacă nu dădea și dădea false, da. Ați dat vreun check-up azi? Încă nu, dar era. Bun. Era. Urmează. Dacă ai zis striga ceva pe stație, ți-ai luat închisoare pe viață instant. Ok. Sau glonț în cap, depinde. Cât de repede colegul meu. Ok, dar dați voi să vă peschineți pe stație, nu? Nu. Ok. Găsește o modalitate. Ok. Să afli CNP-ul. Bă, să zic că pe radio... Că bă, e ai la bancă. Taci. Că ia CNP-ul la șeful? Da. Zic că nu-l găsești pe aplicație. Nu găsești pe aplicație. Bă, mi-a dat închisoare de zi, a zi CNP-ul, că mi-a dat închisoare, mai am 30 luni. Uite-l, uite-l ce cum. 4 ani, tu vezi ce minte. CNP-ul la șef nostru. Cu spatele la mine. Cu spatele la mine. Auzi? N-am luat, am și stația. Ori, înapoi fața la perete. Leo? Da, pe cine ai luat? Te mai aduc pe unul. Îl dui! Dați-mi voie să închizi stația. N-o mai închizi. Dacă te-o închid eu. Ăsta-i cu lider. Închide-mi acolo. Băg eu mâna la ureche, așa. Așa, așa, așa. Acolo la ureche, nu? Ți-am scos-o din ureche. Așa, gata, da, bine. Bun. Rămâi aici. Ok, da. Încă unul, intră înăuntru. Încă unul, bă, nu cred că m-a lăsat. Hai, intră înăuntru. Nu cred că m-a lăsat. Intră înăuntru, am zis. Că tu mi-ai dat informații false. Mi-a s-a mutat 30 de. Fața, la perete, în secunda asta. Fața la perete, fără mișcări bruște. Stânga la spate. Bun, de ce mi-ai dat informații false? Da? Da. Care e CNP-ul tău? 577. Bun. Care a dat informații false? Ăsta e Colliderul. Ai, colegul tău a scuipat mai mult decât tine. Așa, casa la 910. Tu mi-ai dat 809. Nu e greșit. Nu, nu, ați scuipat, tu ai scuipat cel mai bine până acum. Ăsta cred că îi dau închisoare pe viață din dreapta mea. Da, da, de ce m-ai mințit? De ce m-ai mințit? Colegul vrea să mă moară pe viață de aici, scuze. Bun. Poți să zici la șeful să mă dea afară, dar nu. Păi nu, nu mai apucă că și-a închisoare pe viață.
merge cu mine imediat. Pentru că m-ai mințit. Bă, v-am mințit ca să mai trăiesc și eu. Să mai trăiești și tu. Uite că nu mai trăiești mult. Putrezești în închisoare cu negri. Uite așa că vreau eu. Așa, de când mă chinuie pe voi să vă prind. Voi credeți că noi nu ne-am săturat să vă ne batem cu toate animalele acolo la fabrica de lemne? A? Vi se pare normal să vindeți organe acolo, fix lângă secția de poliție? Păi, dacă eu pe ăsta, pe colegul tău, l-am luat de unde să procură. Nu vinzi, nu? Nu vinzi. Dar ce mi-ai zis mie data trecută când te-am luat înainte de pușcărie? Că ești traficant. Aha. Bun, tu taci din gură, cel cu părul creț. Continuăm. M-auzi? Da. Continuăm. Mi-ai aflat numele? Nu, scuze. Mi-ai aflat CNP-ul? Nu. Da. Și până acum avem locația casei. Așa. Bun, deci locația casei, îmbrăcămintea, locația de vânzare de organe, dar numele coliderului. Nu, e acolo. Eu de cum a zis? Nu, e acolo că pe aia o aveam și noi. A, 90. Cine v-a zis-o? Nu vă zic că cine mi-a zis-o. Niște dar oameni. Dar ce-i casa mafinoasă, zic? Niște oameni. Deci mai avem câțiva șerbi. Ho, ho! Vedeți că e unul... Ata vă zic. Are o voce așa mai... Vorbește mai așa. E foarte pițigăiat. Aha, știu. Vă dați voi seama cine e. Alex. Aha, mă, parcă nu sună numele ăsta cunoscut. Aha, vezi? Nu știu, nu cred că e el, nu cred că e el, nu cred că e el. Da. Mascatul. Așa. Bun. Colegul ei buletinul pe rând, îmi trimiți o poză pe aplicație, eu le fac aici... Rândul la mine. Bun. Rândul la mine, am zis. Bun. Facem un program de protecție a martorilor. S-a înțeles? Să trăiți, domnul. Bun. Pomiteți că nu mă mai mafia, pomiteți? Dacă voi doi nu treceți din gură și dați vina pe băiatul ăla Alex, ne certăm, da? Să află că știți de la noi. Deci asta înseamnă că șeful va ști că ați fost luați. Bun. Bun, ce da, da. Dar nici nu aveți să ne spuneți că noi am zis, ok? Noi nu o să zicem nimic. Vă fac un program de protecție a martorilor. Nu o să afle. Nu o să afle. Pentru că vom proceda în felul următor. Deci vom proceda în felul următor. Dacă mă ascultați, totul va fi bine pentru voi și doar liderul va fi arestat. Bun. O să trebuiască să-mi dați numerele voastre de telefon. O să fie arestat. Nu știu, 50, 60, 120 de luni, depinde. Și mie. Dar o să am nevoie de voi, dacă vreți să scăpați, să nu vă omoare. Da. Deci să vă țineți gura. Să nu se afle că ați fost pe la poliție, ați fost prinși doar pentru o amendă și băgați doar la închisoare. Mie să nu fie poliții care să toalne toți, să spună toți ce ați dat. Nu o să fie niciunul. V-a zis că nu e niciunul. E unul care știe când m-a stat dumneavoastră. Cine? Da, colegul meu. Dar s-a omorât că eu vedeam viu. A, colegul ăla de pământ a fost mort. A uitat tot. Nu mai știe nicio informație. Mie mi se nu facă de la. Dacă face de la, încurcă pe partea altă. Bun, hai că mai scriu puțin aici. Bun, mi-ai trimis colegul CNP-urile, nu? Și buletinele. Bun. O să vă zic așa. Până la arestarea liderului, o să fiți membri mafiei.
După care procedăm într-un fel. Domnul polițist, vreau să dau și eu niște informații, unde dau? Despre cine, domnule? Stai puțin, domnule. Dar mi se pare că ne cunoaștem. Da, ne cunoaște foarte bine, e gen de bine, zic eu. Da. Haide sus. E zic toate informații despre ei. O să zic și unde o să fie casa. Zici tot. Ascult. Așa. Deci, viitoarea casă la ăștia o să fie în gâv. Tot gâv o să fie al lor. N-am înțeles. Așa. Și stația e 169. Bun, 169. Și șeful o să intre așa mai încolo puțin. Cam pe la ce oră așa? Nu știu, 5, 6. Bun. Așa. Și ei sunt mereu 2 sau 3 pe orașul. Am înțeles. Așa. Și ai ca al mei revolver și așa shotgun. Așa. Și mi se pare că un pistol mic compact, cred că. Bun. Am notat aici. Așa. Și ca mașina are niște scute de la Vai de morților. Nu știu, saltele? Mașini? Nu, decât scuteva atât are. Și ca bani se ocupă cu trafic de organe și cu trafic de droguri. Bun, droguri. Organe. Perfect. Și e acum unul care tot vrea să mă omoare pe mine că am ieșit, că vrea să mă omoare capitanul sau șeful mafiei. Am ieșit repede. Să nu mă găsească, așa, și, cum să zic, el umplă cu un șef, cu un BMW verde și cu geamuri verzi. Și vezi că ăla care ia ei cu mine a zis că vrea să, cum să zic, vrea să spună tot. Bine că mi-ai zis. Că s-ar putea să... Da, s-ar putea să... Și el. Mai bine asta, să scap și eu cu viața. Și restul ce mai vrei să simți? Spune-ți ce vezi. Domnule, nimica, haide... Domnule polițiști, haide că e cam multă gălăgie aici. Bun, mi-ajung informațiile. Domnule poliți. Bun, vreau liniște. Suntem 2, 4, 6. S-a înțeles? Da. Acționăm în felul următor. Baron, mâinile sus. Bun. Baron cu Andrei. Merg cu mine. Robi și cu Mihai, mergeți cu patron. Mergem împreună până la punctul unde trebuie să ajungem. După care ne vom despărți acolo. Robi și Mihai, vă țineți după patron. Patronul este acesta. De aici. Primul și urgent. S-a înțeles? Unde vezi că ți se cam desincronizează creierul? Bă, care a pornit iar sirenele? Nu, nicio sirenă. Nu, nicio sirenă. Bun, stop ușor. Patron? Da, mai ia pe stânga?
E pe stânga, Robi și cu Mihai mergeți după patron. Robi și Mihai am zis, așa. Și noi pe unde luăm? Patronul luăm noi pe spate? Luați-vă pe spate. Așteaptă. Rămâi acolo pe poziție, haideți. Rămâi pe poziție când zic eu. Poți să avansezi ușor până la poartă. Bine, Robi. Bun, patrone, unde ești? Acum e. Vino. Bun, rămâi în poziția în care am fost noi opriți. Bun, patrone, ești pregătit? Da. 3, 2, 1, sirenele pornite. Cred că e nimeni. Eu văzusem pe cineva aici, aveți grijă. Am intrat direct cu arma. Sfătiți-vă, căutați pe aici, pe oriunde. Căutat. Bun. O să facem în felul următor. Patron, îl iei pe Robi și pe Mihai. Și eu merg cu patron și Andrei. Cu baron și Andrei. Bun? La un moment dat o să strigă pe stație când ne despărțim și vă știți care cu care plecați, da? Recepție sau nu? Recepție? Recepție. Mihai, veni după mine. Hai, dați-i. Patrare, mai mine merg doar doi la omul de teren, că e unul, nu? Nu. Nu. Okay. Nu, poate omoră mulți, dacă nu știi. Cum îi dați tare, după mine? Și intrăm direct peste Icosul Șurnă, nu? La mine, stop. E unul afară, a intrat în o bancă. Afară poliția! E sus pe plot? Afară poliția! Afară cu mâinile sus! Cu mâinile sus spre mine! Te tragem! Zic colegului tău că dacă nu se oprește din tras, ești mort! Transmite-i colegului tău că ești mort! Oprește-te, bă, prostule, din tras! Zic să iasă cu mâinile sus că ești mort! Avem ești sniper! Ești cu mâinile sus că ești mort! Pe... Nu. Stai cu asta, spre mine cu mâinile sus, spre mine cu mâinile sus. Am o întrebare, poți să adresezi o întrebare, vă rog? Mâinile pe lângă corp, adresezi întrebarea după. Ok. Mâinile pe lângă corp. 2 și 1 era afară. Iar naiba. Dar poți să adresezi o întrebare, vă rog, cross? Scoate-l, scoate-l de... Eliberează-l. Fața la zid. Poți să adresez... Păi... Îmi adresez imediat. Au! Poți să adresez o întrebare? Poți să nu ai cătușe? Nu știu. Îmi dorește. Ia zi-mi. Deci, pentru ce motiv ați venit pe mine, că eu n-am făcut nimic, nici asta. Ce motiv? Avem mandat de percheziție și arestare și aducere pentru toată organizația Group Street. Ați fost urmăriți de când ați plecat pentru tentativă de omor, trafic de organe și multe altele. Discutăm la secție. Ați fost urmăriți de când ați plecat din fața casei până în momentul de față când ați ajuns aici. S-a înțeles? Și eu aș dori, dacă se poate, la secție să-mi spune și cine a făcut. Vă prezint și martorii, cine a dat și informațiile și tot. Și ce s-a mai spus? S-au spus multe. Bun, mai aveți persoane care sunt în oraș?
Câți suntem aici? Bun. Așa să fie încă unul sau doi. Vă aduc în vedere că dacă cooperați și totul va fi bine, nu veți avea sentință pe viață. Păi eu vă zic sincer, suntem 3. 3. Al patrulea s-a dus. Sentința pe viața aceasta este. S-a înțeles? Deci păi dacă cooperați și totul va fi bine, dacă cooperați și totul va fi bine, scăpați cu câteva luni. S-a înțeles? Da. Bun. Cel cu casca verde, vino mai lângă dar mine, te rog. Dar vedeți că aceea nu este casa. Domnule. Acolo e casa prietenului meu. Nu mă interesează. Știu foarte bine, aveți acolo o locație și mai aveți o locație în Grove Street. Fix în orașul mare. Am toate informațiile, am căscuța, am tot, 169 este căscuța. La numerele de matriculare aveți GRV, toate mașinile sunt verzi, vă îmbrăcați mereu în verde, vindeți organe la fabrica de lemne și tot așa mai departe. Am tot dosarul vostru pregătit. Zic că unele lucruri nici eu nu le știam. Nu le știați, dar eu le știu. Mă jur pe ce vreți dumneavoastră. Bun. Spatele la mine, te rog frumos. Cel cu armură pe tine în verde, dă-te puțin mai departe de mine. Liniște. Bun. A, uite, pistolul ăsta ce-i făcut aici. Frumos pistol, domnule, frumos. Transformers. Taci, bă! Liniște, am zis. Bun. Facem un fel următor. Cooperați sau nu? Cooperez. Bun. Îți scot cătușele, dai prin stație să vină fără arme cu mâinile sus aici. Știți care e chestia? Că numai noi trei suntem. Care voi trei? Ăsta din mașină, uitați-l. Ăla. Care a, stă da, la da. Volan. Ăsta și deci eu. Deci nu mai sunteți alții. Nu. Bun. Haideți, în BMW. În spate sau în față? În spate. Păi deschideți ușa. Mulțumesc. Ca un adevărat domn. Dar stați că nu pot așa. Mașini și... Bun, în linie. Domnule, om, auziți? Te aud. Ție prioritate să mă iei pe căscuța lor să, să văd că vedeți că n-am centura pusă. Imediat mă întorc să vă... Imediat vă pun. Dar nu le-a spus centura la aia, să nu facă cumva să deschide ușa, să fugă. Bun, plecăm în patrulă. Ușor, unul câte unul. Bun, doar voi trei. Așa, da. Bun, mai trebuie să fie unul, dar a ieșit. Am înțeles. Bă, dar taci puțin când vorbesc eu. Dar cine vorbește? Că n-aud pe nimeni. Ăsta cu... Armura. Cine vă face? Eu nu-l aud. Ce fac? Te puteți unde ei. Dacă mai continuați facetea în spate, s-ar putea să ieși și voi de poliție. Împreună cu ei la pușcărie. Dar ce-am făcut? Dar cine l-ați făcut? Nu voi. Vă rog de cei de spate. Niște polițiști incompetenți. Îmi place costumația dumneavoastră. Apreciez. Eu chiar respect poliția și eu și colegul meu. Doamne, din păcate, legea mea presezitate. Dar ce facem noi cu... Noi vindem bomboane. Da, da. Cortați și unigumii. Dacă n-am rantat... Doamne, noi nu facem nimic. Noi, nu știu, acum stăteam cu aia că mi l-a dat un prieten și am zis că cu airsoft cu bile. Mai mult, ce să le folosim? Acolo în cameră, știi, vedeam așa, de nebucuri. Poliție pătate. Eu luate pe rămâni. Domnule. Da. Vă zic atât. Informațiile mele de la SRI și Interpol mi-au spus că mai este o persoană. Din grupare. Exotic. Ne vedem la fișe. De urgență. Stai, bă! Doamne, la ce vorbești? Nu-l aud! Doamne, nu-l aud! Păi știu, vorbește încet! Păi să-mi dea puțin mai tare, să-l aud și eu! Păi nu poate, că pe... Altul va se aude dacă mă înțeleg. Aveți un bandaj. Vă dau un bandaj imediat.
Da. Ai treabă cu mine? Ți-am zis să vii la secție, nu că ai treabă cu mine. La secție și vezi tu aici. Păi sunt la secție. Bun, în spate te aștept. Nu le vezi când am venit toți? Gat. Vezi, grijă să nu vine cineva. Deci vreau toată secția să fie securizată, da? Nu vine nimeni jos la celule. Eu după cine vin? Acolo, domnule, jos toată lumea. Să păziți intrarea în față. Păziți intrarea. Să stau jos? Jos, uite jos. Doar eu cu patru mergem jos la pușcărie. Haide, haide, mișcă-te! Vreți să vă cânt? Nu, nu, hai în stânga. În stânga, nu acolo, că tu erai obișnuit la știu eu unde. Prostule. Nu, că el e obișnuit, că a mai fost pe acolo. Ah, păi și ce e acolo? Camera de interogatoriu. Domnul Andrei, 5771, zic bine? Omule, mă cheamă Lulu. Porecla este Lulu. Da, nu, da. Lulu îmi zic prietenii. Da, și, și oamenii de la tine din grupare. Domnule lider, da. Ce faceți? Toate bune? Toate bune, frumoase, familia. Sunteți sigur? Bine. Sunteți sigur că sunteți bine? Nu prea. Așa aici am și eu. Bun. Ăsta ar trebui să fie. 5177? Bun. Pușu să cobor un pic. Domnule colider. Ce faceți? Leo, pot să cobor un pic? Nu. Tu să taci. Da, 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 domnule colider. Toate bune. E frică de mașinile mele. Ți-e frică de mașinile tale? Da. Nu o să le mai vezi. Nu o să mai ieși din închisoare ca să pui să le mai conduci. Domne, eu pot măcar să scap mai ieftin din cauza că am fost mai cuminte? Nu, tu ești capul mafiei. Păi da. Păi și cum să scap mai ieftin? Păi capul să scapăm mafiei... toți, că și el, uite, de exemplu, și el a fost cuminte, cred. Tu iei pentru toți. Poftim? Tu și cu coliderul iei pentru toți. De asta v-am pus unul lângă altul. Lider, colider. Bun, păi am toate informațiile despre exemplu, voi. Nu e vina noastră că ăștia doi au făcut măgării. Nu, voi ați făcut măgării, toți. Tu taci! Bun, am informații despre toți, da? Eu nici nu știu, eu nici nu-l cunosc. Ba da, îi cunoașteți. Băi, eu chiar nu-l cunosc. N-au să taci odată din gură? Bun, coleg. Văd că e cam agitat. E cam agitat, s-ar putea să-și ia vreo triplă sancțiune. Păi și pentru 3 vieți? Da, da. Nu, cred că nu pentru vreo 3 vieți, pentru vreo 7, așa. 7 vieți, dacă știți ce vreau să zic. Da. 7 vieți să-l ia Domnul Iisus Hristos. Sau să plece cu trenul. Bun, domnilor. Având în vedere articolul 5 alineatul 1, 2 și 3 pentru faptele săvârșite de către dumneavoastră, avem în felul următor: fugă de poliție, rezistență la arest, trafic de arme, trafic de organe, trafic de droguri. Când? Nu taci? Asta se pune mereu întrebarea. Când? Când? În fiecare zi în care ați fost în oraș. Bun. Bătăi de fiecare dată lângă secția de poliție. Cu cine? Nu știu cu cine v-ați bătut, domne. V-ați bătut și cu poliția. Vedeți de multe ori. Deja băgați de la nu, nu. La fabrica de lemne lângă secție. V-ați bătut acolo de multe ori. Eu nu m-am bătut cu nimeni. Doamne, ești liderul dumneavoastră, răspundeți pentru tot ce înseamnă grupare. S-a înțeles? Eu n-am spus nimeni. Tu ești capul, tu ți-l iei. Când am mers, am tăiat lemne pentru asta ia, da, domnule. Familia noastră să băgăm în sobă și aia a fost. Da, domnule. Ați tăiat organe și le-ați vrut să le vindeți la suprapreț. Bun? Doi colegi ai dumneavoastră i-am prins la prelucrare de organe. Au fost arestați și dată sentință dar pe viață. Le-am zis
să nu mai fac aceste chestii. Da, bun, ca să vă zic în felul următor, după ce au fost prinse aceste două persoane, au dat în gât toate informațiile despre dumneavoastră și domnul colider. Îmi puteți spune un nume, vă rog frumos? Nu vă pot da un nume. Important este că v-a trădat. Sunt în închisoare, ce să fac? Important este că v-a trădat. Gura! Cum mă enervezi? Lăsați așa, lăsați așa. Bun, domnule. Vă zic în felul următor. Informațiile pe care le am. Căscuța dumneavoastră, 169. Casa mafiei. Că ai 170. Nu, nu? Știu foarte bine ce am primit. Am testat. Dacă am testat ce v-am găsit acolo. Nu ne-ați găsit. Ba da. Bun, casa... E adevărat. Casa provizorie, 910. Următoarea casă va fi în Group Street. Nu. Cea pe care nu veți mai putea pune mâna. Nu e adevărat. Nu e aia. Ba da. Nu e aia. Bă, taci odată. Credeți-mă, nu este aceea casa următoare. Bun, locul de la care vă prelucrați organele, 403. Pe acolo prelucrează toți mafioții, nu numai noi. Da, da, asta ziceți că am prins o grămadă. Atât de fapt și de drept, vom începe imediat cu sentința. Bun, va trebui să mai stăm puțin aici. Scaunul ăla de face gâl 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 din ăla. Nu, domnule, o să fie o închisoare ușoară. Ah. Dar nu, dar lăsați așa. Hăpciu! Aș dori o masă, dacă se poate. Ce masă doriți, domnule, pentru ultima masă? Înainte să ne ducem la închisoare, dacă se poate. Aș vrea o bere, o bere, atâta. O bere? Da. Te sigur, domne? O bere și atât. Și un sandwich. Ia auzi, colegul. Bă, tu ai acer tu. Vreau toți polițiștii să vină jos. O bere. În liniște, dacă l-am auzit pe unul că a scos un cuvânt, e afară din poliție. Poți să zic eu un lucru? La... Nu. Poți să le zic eu un lucru? Am zis un cuvânt dacă ați scos, afară din poliție. Mulțumesc. Drepți acolo. Drepți la perete. Un cuvânt nu scoateți. S-a înțeles? Unul mai are cal al alt. Bun. Nici dumneavoastră nu scoateți niciun cuvânt către ei, că dacă scoateți vor începe și ei să vă ia la bătaie. Și o să le dau voie, fără probleme. Ok. Am o întrebare, vă să spun? Nu, n-ai drept la vorbă. Că tu ai cauzat totul, bă! Eu, mă, nu eu, Robi ăla, care-i în poliție acum. Păi ce, mă, că tu ești prieten cu el. Bun. Exact. Că tu ești, eu ăsta nu se cheamă, ai vorbit cu cineva. Bun. Ne-ai spus nouă. Domnilor, v-ați ales greșit oamenii. E mai presus libertatea lor decât gruparea și viața. Atâta vă zic. Doamne, putem face ceva să fim liberi? Nicio șansă. Dar am putea scăpa cumva ușor? Nu. Pentru faptele pe care le aveți, nu. Ne-ați cauzat prea multe probleme în oraș. Eu n-am cauzat, noi n-am cauzat nimic. Dacă vă uitați la alte mafii, credeți-mă, alea chiar nu, vă cauzează. Nu, dumneavoastră sunteți numărul 1, după care vine Corleone, după care Bluț. Corleoneu? Cum? Corleoneu care vine la unul pe stradă, îi bagă cuțitul. Bun, atâta timp, când nu l-am, atâta timp noi, cât nu l-am prins noi, nu este vinovat în fața noastră. Eu pe voi v-am prins, toți ăștia în verde, v-am prins mașinile, v-am prins la bătaie, ați fugit de foarte multe ori de noi. De fiecare dată când vedeți poliția pe stradă, vă băgați în fața noastră, puneți frână, după care accelerați și nu reușim să vă mai prindem. Aveți BMW-urile seria 7 blindate. Cu numele de matriculare GRV. S-a înțeles? Bun, domnilor, putem să începem? Da. Ștaci! Bun.
Mergem pe rând la tribunal sau vă dau vouă de ales? Da, foarte bine, eu primul. Vă dau vouă de ales. Vreți să mergem la tribunal? Sau vă citesc aici mandatul? Mergem. Sunteți siguri că veți merge la tribunal? Sigur. Nu, atunci citiți-l, dar să tacă ăsta. Bun, vreau liniște, cenotate și asistență triplă. Domnule procuror general al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, domnule inspector al Inspectoratului Judiciar, domnule ministru de interne, onorată instanță. Justiția este în mod primordial un serviciu public al cărui beneficiar este cetățeanul, iar buna funcționare a acestui serviciu determină și se reflectă la rândul său în imaginea sistemului judiciar în ochii opiniei publice. Buna funcționare a justiției presupune primul rând credibilitatea, iar credibilitatea se câștigă prin activitatea judecătorilor și procurorilor, desfășurată în deplină concordanță cu legislația în vigoare și cu standardele profesionale și morale. În aceste condiții, inspecția judiciară trebuie să trateze cu responsabilitate crescută aspectele și împrejurimile de natură a aduce atingerea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, mai ales în cazul persoanelor vulnerabile care nu beneficiază de alte opțiuni legale. S-a demonstrat că este de preferat cu siguranță identificarea unei soluții de mijloc corespunzătoare între fezabil și dezirabil, deoarece frustrarea și alinearea nu profită nimănui. Concluziile au fost de fiecare dată ca o apărare rezistență bazată pe componente profesionale, reale și pe aspectul valorilor etice. Este preferat unei apărări occidentale, incapabile să pună extinderea bazei legale. Onorată instanță, bună seara! Vom proceda la rezolvarea dosarului penal de pe ordinea de zi cu suspecții principali, domnul Andrei, CNP 5771, porecla Lulu. Gabriel Mesco, CNP 5177. Așa zisul mafiotul, CNP 264. Acesta este într-un program de protecție a martorilor. S-a înțeles? Și care e CNP 264? Domnule, nu vă spun cine este. Bun, domnilor. Asta. După care mai avem pe domnul Marco, cel în spatele meu. S-a înțeles? Îl mai avem pe așa zisul domnul Porec, cu Porec la Hitler. Domnul din colț care nu-i tăcea gura. Bă, pup, fanii mei. Bun, domnilor, sunt numiți și fac parte într-o ocupare mafiotă numită Groove Street. Sunteți acuzați de reținere de arme de foc. Nu se cheamă Groove Street. Ultraj, rezistență se la arest. Se cheamă Sinaloa. Injurii aduse organelor de poliție competente, amenințări criminale, trafic de droguri, trafic de organe, vinderea ilegală a organelor și multe alte ilegalități. Având în vedere argumentele date, atât de partea acuzării, cât și de partea apărării, îi condamn pe domnii prezenți de față în celule la o sentință cu închisoare cu executare pe viață și punerea sub sechestru a tuturor averilor deținute de aceștia. Decizia este definitivă și irrevocabilă. Prezenta decizie nu mai poate fi atacată în instanță. Cum vă cheamă pe dumneavoastră? Chestor General Leonidas din cadrul Poliției Române. Cum? Chestor General Leonidas. A, Leonidas. Bun, domnul reprezentant la primărie. Străiți în chestor. Bun, avem aici o grupare mafiotă suspectată de următoarele fapte. Deținere de arme de foc, ultraj, rezistență la arest, injurii aduse organelor de poliție competente, amenințări criminale, trafic de droguri, trafic de organe, vinderea ilegală a organelor și multe alte ilegalități. Am dispus împreună cu domn primar desființarea acestei grupări și închisoare pe viață a tuturor persoanelor prezente de față. Am o întrebare. Ascult. Puteți să-mi păstrăm o mașină care n-am avut? Nu. Totul zboară. Închisoare pe viață. În secunda asta. Bun. Taci, bă, lasă-te, mă. Domnule reprezentant de la primărie, vreau să vă ascult, să vă ascult și punctul dumneavoastră de vedere. Cum domn primar a fost de acord, eu am venit doar cu documentele necesare, se află în mașină. Deci,
putem începe. Deci mafia Grostri nu va mai... mafia cartel de Sinaloa nu va mai exista? Nu. Domnul Chester le-a spus pe GoPro? Da, eu am prins totul pe GoPro. Foarte bine. Am GoPro-ul pornit de când i-am urmărit de la casă, de la ei, ho-ho. Aia e casa prietenului meu. Domne, aceea este o casă temporară pe, în care stați până vă vine, vă face domnul primar ce trebuia să vă facă. Știm foarte bine. Ce? Lăsați că știu eu mai bine decât dumneavoastră, da? Ce să-mi facă? Am mai multe informații decât știi tu. Nici nu știi când au avut colegii tăi microfoane și am auzit tot ce ai vorbit. Cam mult șerpi exact. Ai avut. Exact! Cu măsa aia roșcată. Ai auzit ce-a zis, da? El și-a urmărit interesul. Și nu știu ce să faceți. Bun. Colegu. Da? Bun. Începi de acolo. Confiși tot ce are pe el. Închisoare maximă. Închisoare maximă și pe viață. Okay. Mai departe știi tu procedeul. Bun, eu le apăl domnul aici. Domnule reprezentanți de la primărie, sunteți martorul în cauză. Nici problemă. Fața la perete. Sau la gratii. Pune-te mai în față. Mai în față să te pup cu el până garantii. E ultima oară. Bun. Ia să vedem, găsim. Ah, uite că l-am găsit aici buletinul. Să îi confici buletinul, colegul. Da. Uite că l-am găsit aici. Așa.